urmărim acum pe președintele Klaus Iohannis. Despre care se vorbește foarte mult în ultima vreme și am vrut să am o discuție directă cu experții care se ocupă de acest domeniu aici la Institut. Am găsit o instituție cu oameni foarte dedicați, foarte competenți, care se străduie să facă față unei situații foarte complicate de pandemie. Evident că mi-au prezentat institutul, mi-au prezentat domeniile de care se ocupă și, da, evident, am discutat și despre mersul pandemiei de la noi. Înainte să detaliez un pic acest capitol, am apreciat și munca pe care o fac, am apreciat și proiectele care sunt în curs, faptul că se preocupă foarte mult de resursa umană, de dotarea cu aparatură specifică, de extindere și de faptul că aceste rezultate pe care le obțin au un impact în politica statului, în zona sănătății, a sănătății publice, care în definitiv ne privește pe fiecare în parte. Despre pandemie am discutat destul de mult, ne-au prezentat viziunea care s-a format aici la Institut și m-am bucurat să constat că abordarea noastră este cam la fel. Nu trebuie să intrăm în panică, însă trebuie să fim conștienți că ne aflăm într-o situație deosebită, o situație de sănătate publică deosebit de gravă și dacă vrem să avem o viață apropiată de normalitate, este absolut obligatoriu să respectăm câteva norme. Sunt cunoscute, sunt arhicunoscute și câteva măsuri. Este purtatul măștii, păstrarea distanței, igiena, în special igiena mâinilor, evitarea cu cât mai mult, cu atât mai bine, a aglomerărilor și, da, acolo unde în anumite localități incidența pandemiei este mai mare, trebuie introduse restricții specifice. Despre restricții am vorbit destul de mult și am observat cu toții că descentralizarea deciziei pentru restricții a fost un lucru bun, însă este nevoie de mai multă clarificare și am convenit chiar în discuția pe care am avut-o cu reprezentanții Institutului, cu domnul ministru Tătaru și cu echipa mea să se lucreze la o metodologie care permite luarea unor decizii mai rapide, mai eficiente și mai corelate cu situația din fiecare localitate și din fiecare județ. În acest fel vom putea să fim mai eficienți, în acest fel vom putea lua mai repede măsurile care se impun, în acest fel vom putea să evităm, ca să zic așa, restricții prea dure, însă, repet, măsurile de bază rămân cele discutate. Masca, distanța, igiena. Am purtat o discuție mai lungă despre asta, despre mască. Cam toți specialiștii sunt de părere că masca este extrem de utilă dacă vrem să nu mai avem o răspândire masivă a virusului. Deci pot să vă spun de pe acum că voi duce această discuție mai departe și vom avea probabil mai multe discuții despre unde și când purtăm masca. Eu recomand, deci luați-o ca o recomandare,
să purtați mască tot timpul când ieșiți din casă. Deci în spațiul public, indiferent că este în interior sau în exterior, e bine pentru noi, pentru cei apropiați, să purtăm mască. Am discutat aceste chestiuni, fiindcă sperietoarea cu starea de urgență este vehiculată cam de multă lume și vă spun încă o dată, nu intenționez să revenim la starea de urgență. Există măsuri mai puțin dure, care au efecte poate chiar mai bune. Deci cea mai bună prevenție este masca, distanța, igiena. Nu avem nevoie să închidem toată țara pentru a avea un efect de îngrădire și pentru a purta mască nu este nevoie de stare de urgență. Deci, în această etapă, nu intenționez să reintroduc starea de urgență, dar sunt adeptul măsurilor preventive, tip mască, tip distanță și, da, trebuie să recunosc, sunt de părere că evenimentele la care se adună multă lume și probabil controlul devine mai greu, vor trebui restricționate. Am văzut, din păcate, prea multe întruniri care au un substrat pozitiv, de tip nunți, botezuri, sărbări, unde nu au fost respectate aceste restricții și este posibil ca astfel de întruniri să fie restricționate. Pe care le-ați avut cu specialiștii, sunt soluții pentru ca sistemul de sănătate să nu intre în colaps sau este o situație inevitabilă la care vom ajunge la un moment dat? Noi am discutat de multe ori, în special cu premierul și cu ministrul Tătaru, despre aceste chestiuni. Guvernul ia toate măsurile pentru a nu ajunge în situații critice și de asta noi tot timpul vehiculăm și datele despre sistem. De exemplu, în situația de acum avem 600 și ceva de persoane la terapie intensivă, însă avem peste 1000 de locuri destinate numai pentru pacienții COVID. Deci nu suntem deloc la limită. Pe de altă parte, am avut solicitarea către guvernanți să caute soluții pentru a avea mai multe locuri la terapie intensivă și mai multe locuri pentru pacienții care se internează într-o stare nu foarte gravă, dar într-o stare care necesită spitalizare. Deci noi vom face tot ce trebuie făcut pentru a preveni intrarea în stare critică a sistemului spitalic. Ce înseamnă acest lucru că mai multe spitale și mai multe secții de terapie intensivă care acum sunt non-COVID vor fi dedicate pentru acești pacienți? Este nevoie de soluții concrete, inovative. Acolo unde secția de terapie intensivă se poate extinde, unde sunt specialiști, se va face acest lucru. Se va putea mări numărul de paturi. Dacă anumite spitale vor fi transformate sau nu, este o decizie pe care o va lua Ministerul Sănătății, însă eu nu sunt adeptul măsurilor herupiste, ca să mă exprim așa. Trebuie studiat foarte bine unde se poate realiza o mărire a numărului de paturi în terapie intensivă și acolo să se facă. Nu vreau să ajungem la situații care au existat, că s-au instalat paturi de terapie intensivă, dar nu a existat personal specializat și atunci întreg efortul a fost practic în van. Deci măsurile trebuie luate cu cap acolo unde există și specialiști, unde există medici, unde există resursa umană. Resursa materială de regulă se realizează cel mai ușor. Resursa umană însă trebuie gestionată cu grijă și în continuare îmi exprim recunoștința și admirația pentru medicii, pentru tot personalul medical care se dedică trup și suflet
pacienților în această etapă dificilă. Domnule președinte, în fiecare școlilor, cel puțin în capitală, există informații pe surse că există ceva discuții între prefectul capitalei și ministrul educației. Închiderea școlii nu trebuie exagerată. Copiii sunt în siguranță în școli. Sigur, acolo unde din nefericire în școală apar cazuri de boală, nu există alternativă. Dar nu trebuie să exagerăm cu aceste măsuri restrictive, fiindcă ajungem în situații care sunt foarte greu de gestionat. Copiii trebuie să meargă la școală să învețe. Părinții trebuie să-și trimită copiii la școală ca să poată și ei să meargă la serviciu și așa mai departe. Deci, repet, măsuri restrictive trebuie luate acolo unde nu există altă soluție și trebuie foarte bine analizate. Ca să nu existe exagerări, am convenit exact astăzi să se lucreze la o metodologie destul de detaliată pentru a veni în sprijinul decidenților locali. La ce număr de cazuri se va impune amânarea alegerilor? Nu se poate discuta despre un anumit număr de cazuri. Dacă Institutul Național ne spune că din acest moment nu se mai poate face o anumită acțiune publică sau alta, vom lua măsurile de rigoare, însă din discuția de astăzi nu a rezultat nevoia amânării alegerilor. Vă mulțumesc! Vă doresc o zi bună! Concluziile în urma discuției dintre președinte și reprezentanții NSP, Institutul Național pentru Sănătate Publică, evident despre pandemia de coronavirus, nu se pune problema amânării alegerilor, spunea președintele. Vorbea și despre restricții, spunând încă o dată că nu consideră că este necesară reinstaurarea stării de urgență, dar că susține măsurile de restricție acolo unde sunt aplicate punctual, acolo unde există mai multe cazuri și există un pericol mai mare. Este nevoie de clarificări, de aceea mai mulți oficiali se vor ocupa de crearea unei metodologii necesare pentru perioada următoare. Acestea ar fi principalele concluzii plus o recomandare personală.